Mântuiți-vă de neamul acesta vechiar.
Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul tău să pâine, înțelepciune trebuie să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, era un om între farisei care se numea Nicodim și care era printre mai mari iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și a zis, Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu El. Răspuns a Iisus și a zis, adevărat, adevărat, spun ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea Împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim a zis către el, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Răspuns a Iisus, adevărat, adevărat, spun ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din Duh, Duh este. Nu te mira că ți-am zis că trebuie să vă naște de sus. Vântul suflă unde vrea și tu auzi cuietul lui, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Astfel este cu oricine este născut din Duh. Răspunzând Nicodim l-a întrebat, cum poate să fie acestea? Răspuns a Iisus și a zis, tu ești învățătorul Israel și nu le știi, și nu le știi acestea. Adevărat, adevărat, spun ție, că noi ceea ce știm grăim și ceea ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus vouă lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune vouă lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că m-a urât întâi pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar fi pe-a său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui meu, fiindcă nu știu pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu avea. Acum însă nu am cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă iubește, mă urăște pe mine, și pe Tatăl ne urăște, din aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat n-ar avea, și totuși după ce le-a văzut, m-au urât.
că și voi mărturisiți, pentru că sunteți de la început cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Lecturi de Sfânt Evanghelie selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint lui trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. Personne ne peut accomplir les signes que tu as accomplis si Dieu n'est avec toi, n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, avant de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut naître une fois qu'il est vieux? Peut-il se confondre dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître dans l'eau. Le vent souffle, il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ignores cela. En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté aux cieux, hormis celui qui aurait descendu le Fils de l'homme. Qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme,